Aseară, pentru a opta zi consecutiv, circa 200 de oameni s-au adunat în Piața Revoluției din Baia Mare. Ei au arătat că nu sunt mulțumiți de faptul că ordonanța a fost retrasă. Băimărenii au scandat din nou lozinci împotriva guvernului și au apărut chiar și pancarte noi. Ați obosit, ghinion, noi nu. Jos guvernul, demisia, scria pe unele dintre acestea. Până în jurul orei 20:30 de minute, protestul băimărenilor s-a încheiat, dar oamenii au promis că astăzi vor fi din nou în stradă. Pentru că numărul protestatarilor a fost mic, manifestanții nu au mai pornit în marș și au rămas în Piața Revoluției. Organizatorii pregătesc însă liste pentru o viitoare plecare la București în cursul zilei de sâmbătă. În acest sens se fac liste urmând să se vadă câte persoane vor dori să meargă spre capitală. La instalația de sonorizare adusă de protestatari s-au auzit melodii de la Phoenix, dar și cântece patriotice. Un manifestant a adus din nou ceai pentru protestatari, afirmând că este ceai anticiumă.